Potrivit polițiștilor, bărbatul în vârstă de 31 de ani a devenit agresiv în timp ce oamenii legii interveneau, fiind chemați să planeze scandalul. Aceștia i-au găsit pe cei doi protagoniști bătându-se. Au intervenit însă unul dintre ei a devenit recalcitrant, încercând să adreseze injurii și să amenințe. Oamenii legii au folosit spray-ul lacrimogen, însă în zadar. Pentru că individul nu se potolea, s-a tras un foc de armă în aer. Nici această acțiune nu l-a liniștit pe bărbat. Astfel, un polițist s-a văzut nevoit să folosească arma din dotare. Polițistul a tras câteva focuri în plan vertical, apoi spre agresor, pe care l-a rănit. Un glonț i-a intrat în gamba stângă. Bărbatul a fugit în casă, iar apoi a refuzat să meargă la spital cu ambulanța. A ajuns într-un final la spitalul din Câmpul Lung, tot cu scandal, și a fost îngrijit de cadrele medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ultraj și l-au înaintrat către parchet, iar bărbatul nu a fost reținut. Mai mult, și-a luat un avocat, prin intermediul căruia ține legătura cu autoritățile.